Seara, mă bucur să fiu astăzi aici lângă dumneavoastră, în mijlocul dumneavoastră. Mulțumesc în al treia Sfințitului Teodosie, mulțumesc domnului profesor Anghelescu, mulțumesc gazdelor noastre de la Cutarea Bruna Bănească. Și bineînțeles dumneavoastră pentru că vă petreceți această seară alături de noi. Se aude? Nu se aude, slab. Se aude? Nu. Trebuie să se aprindă ceva. Ziceți mai tare. A vorbit fără microfon. Poate nu aud de cei din spate. A, da. Ăsta nu, de la ăsta nu se aude. Am avut una. Da. L-am manipulat. Acum auziți? Sigur. E mai bine. Nu știu dacă ați auzit introducerea. Începusem cu mulțumirile pentru seara aceasta, adresate în apărarea Sfântului Teodosie, domnul profesor Anghelescu și gazelor noastre de la Curtea Brâncovenească. De asemenea, vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați hotărât să vă petreceți această seară alături de noi. Nichifor Crainic a fost unul dintre cei mai importanti. Asta e scaunul, domnule. Da? Ce bani, de-alea mici? Pune și baterii. Asta e scaunul. Asta e scaunul. Asta e scaunul. Asta e scaunul. Așa. N-am mai de scaunul. Da. Nichifor Crainic a fost unul dintre cei mai importanti gânditori români din toate timpurile, putem spune. Ucenicul său, Vintilă Horia, îl compara cu Mihai Eminescu. Pentru că Nichifor Crainic a avut atât o activitate publicistică, cât și una literară. A fost acceptat în Academia Română în 1940 ca poet, pe locul rămas liber după moartea lui Octavian Goga. Atunci, prietenul său, Lucian Blaga, spunea că odată cu Nichifor Crainic în Academia Română intră mari mistici ai ortodoxiei din toate timpurile, în special părinții filocalici. De ce? Pentru că Nichifor Crainic a fost cel care a promovat și a introdus în teologia românească primul curs de mistică ortodoxă. Prima oară la Chișinău, în 1926, atunci când ministrul Ion Petrovici, prietenul său, înființase o facultate de teologie la cererea basarabenilor. Iată că acum în curând se vor împlini 100 de ani de la unirea Basarabiei cu regatul român. Sperăm că va fi și un moment al reîntregirii anul acesta. Și după cum spuneam, Nichifor Crainic a fost foarte atașat de Basarabia, unde a predat 6 ani. A legat prietenii cu oamenii de acolo, în special cu preoții, pentru că jumătate din cei care îi audiau cursurile erau preoți. Nichifor Crainic s-a născut într-o familie de țărani săraci din Lunca Neajlovului, satul Bulbucata. Astăzi se găsește în județul Giurgiu, atunci era județul Vlașca. Tatăl său era un țăran fără prea mult pământ și de aceea se ocupa cu chirigeria. Venea la București și încerca să câștige un ban în plus pentru a-și întreține numeroasa sa familie. Odată i-a adus în dar băiatului său un abecedar. Astfel, la 5 ani, Nichifor Crainic a învățat să citească și
Altă dată, tatăl său l-a luat în București și au trecut pe lângă dealul Filaret, pe linia tramvaiului 32, aproape de dealul Mitropoliei, unde se află astăzi Academia Militară, unde se pot zări zidurile roșii ale seminarului central, unde se găsea atunci. Și cu această ocazie, tatăl său i-a spus, uite mă, Ionică, aici vreau să te dau eu pe tine, să te fac om mare. Tatăl său spera că fiul său va ajunge preot în sat și astfel terenul care aparținea bisericii putea să-l muncească și să stea liniștit lângă familia sa, să nu mai practice chirigeria. Dar iată că Dumnezeu a avut alt plan cu Nichifor Crainic, pe numele său adevărat Ioan Dobre. Și-a schimbat numele în 1926, pentru că începuse să scrie versul încă din perioada seminarului, numai că directorul seminarului nu era de acord cu această practică. Prin urmare și-a luat un pseudonim. Da. După aceea... Mă auziți? Da. 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 După cum spuneam, și-a schimbat numele pentru că nu mai era cunoscut cu vechiul său nume și atunci când a fost nevoit să obțină un împrumut de la Mociornița, marele bogătaș din perioada respectivă, care avea fabrică de pielărie. Da. Da. Și... Magnat al vremii. Magnat. Da. Da. Așadar, Nichifor Crainic a început școala primară în sat. Primele două clase nu i s-au părut deloc atrăgătoare din cauza dascărilor mediocri, dar în a treia clasă a venit un dascăr genial, Constantin Spâneșteanu, căruia i-a purtat o recunoștință întreaga viață, pentru că acesta i-a deschis calea către cunoașterea intelectuală, un alt fel de cunoaștere, practicând o școală adevărată, în sensul că se implica foarte mult în educația elevilor săi și chiar a mers alături de Nichifor Crainic atunci când acesta s-a înscris la seminar. L-a încurajat foarte mult. Prin urmare, Nichifor Crainic a intrat primul la seminarul teologic central din București. Însă tatăl său, fiind atât de sărac, a fost nevoit să-și vândă calul și un porc din bătătură pentru a-și întreține fiul în prima clasă de seminar. După absolvirea seminarului, Nichifor Crainic a urmat Facultatea de Teologie din București, pe care a absolvit-o în 1916. Când a plecat ca soldat sanitar pe front, petrecându-și 2 ani la Iași. În această perioadă începe să scrie la ziarul lui Nicolae Iorga, care considera opera sa poetică hrană pentru nobilarea sufletelor. Iată că acum 100 de ani întorcându-se, acum aproximativ 100 de ani, întorcându-se de pe front în București și apoi în Bulbucata, îl găsește pe tatăl său pe patul de moarte din cauza eforturilor pe care le făcuse. Acesta suferea de o boală cumplită, însă nu și-a dat sufletul până nu l-a văzut pe fiul său favorit. Și singurul său testament pe care i l-a lăsat a fost de a-i arăta icoana de deasupra patului și a-i spune Ionică Dumnezeu. După aceea și-a dat sufletul mâinilor lui Dumnezeu. A fost o mare dezamăgire pentru el această moarte a tatălui, astfel încât căzuse într-o oarecare depresie. Dar în 1920 prietenul său Lucian Blaga l-a chemat la Viena, unde a urmat cursurile facultății de filozofie, înscriindu-se la un doctorat despre marele mistic german Meister Eckhart.
Însă prăbușindu-se moneda austriacă, Nichifor Crăin nu a mai avut posibilitatea de a se întreține, astfel că a fost nevoit să revină în țară. Însă acolo întâlnise pe soția sa, o bucovineancă, Aglaia Cristiuc, cu care a avut o fică, Furtuna Ioana. Din păcate, Furtuna Ioana s-a prăpădit în 1983, deci înainte de căderea comunismului, și a îndurat o grea suferință din cauza prigonirii tatălui său. A fost nevoită chiar să divorțeze formal de soțul său, care a fost închis și trimis chiar în închisoarea de la Constanța pentru ascunderea de manuscrise subversive, manuscrisele socrului său. Se întoarce de la Viena și se implică foarte mult în activitatea publicistică, astfel că devine mentorul revistei Gândirea, cea mai importantă revistă din perioada interbelică, Imaginea României Mari, în care încerca să promoveze în special cele două opere care cuprind cele două coordonate ale sufletului românesc, Ortodoxia și Mitul folcloric. Cei mai importanti scritori ai perioadei interbelice colaborează la această revistă: Lucian Blaga, Adrian Maniu, Cezar Petrescu, Vasile Băncilă, Ion Petrovici și mulți alții. Chiar preoți, părintele Dumitru Stăniloae. Prietenia cu părintele Dumitru Stăniloae începe în anii 30, când îl întâlnește la o masă la Mitropolia din Sibiu, care atunci Nichifor Crăinic avea o relație destul de strânsă cu mitropolitul Nicolae Bălan, care a avut o inițiativă singură în Ortodoxia românească de a trimite tineri la principalele centre din lume, de a-i forma și de a aduce un aer proaspăt în teologia românească. A avut 66 de bursieri din 1920 până în 1944, pentru care s-au numărat părintele Dumitru Stăniloae, părintele Arsenie Boca, părintele Liviu Stan, viitorul mitropolit Nicolae Mladin și mulți alții. Piridon Cândea, da, profesor de liturgică, și a avut un rol foarte important în teologia românească, în special prin implicarea sa în activitățile tinerilor. Astfel că părintele Dumitru Stăniloae mărturisea într-un interviu acordat părintelui Ioan Pintea că i-a fost ucenic. Nu este puțin lucru ca părintele Stăniloae, marele teolog, poate cel mai important teolog din secolul al XX-lea, să recunoască că a fost ucenicul lui Nichifor Crăinic. De asemenea, un alt ucenic de seamă a fost părintele Arsenie Boca. Nichifor Crăinic i-a deschis acestuia calea către desăvârșirea duhovnicească. După cei 6 ani petrecuți la Chișinău, Nichifor Crăinic este chemat în București să predea la Facultatea de Teologie, care și avea sediu în Universitatea din București, acolo unde se găseau celelalte facultăți de filologie, de istorie. Nu se afla unde se găsește acum, la poalele dealului Patriarhiei. Astfel că era inclusă printre celelalte discipline importante, deci nu era marginalizată, cum s-a întâmplat în perioada comunistă, când mistica ortodoxă a fost scoasă din programa de învățământ. În anii 30, Nichifor Crăinic de asemenea și-a înființat propriul său ziar, Calendarul, ajutat de un inginer, Zamfir Cristodurescu, care era și nașul fetiței sale. Acesta avea o avere considerabilă și, pentru că soția sa îi murise într-un tragic accident de tren, hotărâse să-l ajute pe Nichifor Crăinic, punându-i o singură condiție, ca în acest ziar să spună numai adevărul și să nu facă niciun fel de compromis. Prin urmare, coordonatele, punctele cardinale ale misiunii acestui ziar au fost 3. O Românie monarhică, o Românie a românilor, după lozinca promovată de mentorul său Nicolae Iorga, o Românie a românilor și numai a românilor,
și o Românie creștină ortodoxă. Acestea au fost cele trei puncte cardinale ale gândirii sale. Și pentru că a făcut acest lucru, cu toată sinceritatea, a fost suspendat ziarul său la un an și jumătate de la apariție. A apărut în 1922 și a fost suspendat în 1900, la începutul anului 1934, după ce scrisese un articol intitulat În țara regelui Vider și a reginei Duduia, cu aluzie la Carol al II-lea și la concubina sa, Elena Lupescu. Astfel că s-a implicat mai mult în activitatea teologică. A fost primul care a vorbit despre filocalie în secolul 20, nu părintele Dumitru Stăniloae, așa cum se vehiculează, și Nichifor Crainic a fost cel care a pus bazele curentului filocalic, a restaurat teologia pe adevăratele ei temelii mistice. Pentru că în 1938 a făcut o cerere către Sfântul Sinod în care cerea ajutorul pentru publicarea filocaliei. Sfântul Sinod i-a oferit sprijinul prin vocea mitropolitului Nicolae Bălan, care și-a luat răspunderea de a o tipări la Sibiu. În anul următor, 1939, părintele Arsenie Boc a mers la Muntele Athos, de unde s-a întors cu manuscrise și l-a impulsionat pe părintele Stăniloae în traducerea mai multor manuscrise din limba grecească, pentru că părintele venise și cu manuscrise în limba română ale unei filocalii de la Prodromul, în 1920, care nu reușise să vadă tiparul. Astfel că sunt trei titori ai filocaliei românești: părintele Dumitru Stăniloae, academician Nichifor Crainic și părintele Arsenie Boca. După cum se știe, în prefețele volumelor, primelor patru volume, apărute în 1946-1948, părintele Stăniloae îl menționează doar pe părintele Arsenie Boca, precizând că n-ar fi fost posibilă publicarea acestei opere fără ajutorul părintelui Arsenie Boca și fără mișcarea duhovnicească de regenerare a vieții bisericești din jurul mănăstirii Sâmbăta de Sus. Bineînțeles, nu putea să menționeze rolul pe care Nichifor Crainic l-a avut, pentru că, trebuie spus, după 1944, Nichifor Crainic s-a aflat pribeag în țara sa. Aflase din presă că este urmărit și a luat hotărârea să se ascundă pentru o vreme. S-a ascuns inițial la Sibiu, unde îl vizita un ascunzătoare, părintele Arsenie și părintele Dumitru Stăniloae. Însă n-a putut să stea decât câteva luni, pentru că raziile româno-sovietice îl puteau descoperi, astfel că a luat hotărârea de a pleca din Sibiu și cel singurul care i-a oferit ajutor a fost părintele Arsenie Boca, care l-a ajutat să evadeze într-un camion cu brânză, practic ascunzându-se în spatele camionului, da, în butoaie, printre butoaiele de brânză. Și au reușit să ajungă la mănăstirea Brâncoveanu, a petrecut acolo o iarnă, unde a revăzut traducerile efectuate de părintele Dumitru Stăniloae și le-a corectat din punct de vedere literar. Însă nici la Sâmbăta de Sus, din cauza faptului că era un pelerinaj intens, mii de oameni venind să se înduhovnicească, nu a putut rămâne mult timp și de acolo a plecat tocmai în Munții Apuseni la o preoteasă bătrână văduvă în satul Blăjeni. Din satul Blăjeni era unul dintre monahii de la mănăstirea Sâmbăta, Vasile Șortan, care a devenit ulterior medic. Nu intrase practic în monahism, doar își petrecea mare parte din... nu luase încă o decizie definitivă.
ulterior devenit medic. Din Munții Apuseni a reușit să se refugieze în zona Târnavelor și a stat ascuns în satul Lepinda la un preot, Cornel Dascăl, care l-a ocrotit foarte mult. Ulterior, acesta fiind anchetat și amenințat cu închisoarea din cauza acestui lucru. Apoi, din Lepinda, a mers în satul Igland de lângă Târgu Mureș, la fratele episcopului Policar Morușca, primul episcop al românilor din America. În final a ajuns în satul Cerghit, tot de lângă Târgu Mureș, la părintele Sămărghițan. I-am cunoscut pe fiii părintelui Sămărghițan, care erau mici atunci când Nichifor Crainic s-a ascuns în casa parohială, dar își aduceau cu bucurie aminte de acele clipe petrecute de marele academician. Țineau minte inclusiv faptul că se atașase foarte mult de un cățel pe care l-a pomenit și în amintirile sale pribeagă în Țara Mea, Grigri. Și când Grigri a murit, Nichifor Crainic a suferit foarte mult ca după un copil al său, ca după cineva foarte drag. Și de asemenea, Nichifor Crainic în sat stătea de vorbă cu copiii și îndemna pe părinții lor să-i dea mai departe la școală și să se jertfească pentru educația lor, astfel că sunt mulți copii care acum își aduc aminte de acele momente din anul 47. De la Cerghit s-a predat în luna mai 1947, crezând că va scăpa cumva de închisoare, rejudecându-i se cazul. Petre Pandre a fost avocatul său, însă odată cu detronarea lui Lucrețiu Pătrășcanu, cumnatul lui Petre Pandrea, acesta nu a mai putut să-l sprijine foarte mult, prin urmare Nichifor Crainic a fost aruncat în închisoarea Văcărești și transferat ulterior la Aiud, unde a petrecut 15 ani. În acești 15 ani, Nichifor Crainic a creat poezii care au salvat viețile celorlalți deținuți, după cum declară aceștia. În fiecare duminică, nu terciul era așteptat, ci predica lui Nichifor Crainic. De asemenea, poeziile sale au circulat prin toate închisorile. Inițial s-au răspândit în închisoarea Aiud, fiind transmise prin morse, însă au ajuns apoi la canalul Dunăre Marea Neagră și în celelalte închisori din întreaga țară. În anii 70, ucenicul său care reușise să se refugieze în Occident, Vintilă Horia, scrie o poezie despre maestrul său, pe care o găsiți într-un volum de poezii, în care spune că mă gândesc, maestre, la tine, ai fost o lumânare caldă a cunoașterii pentru ceilalți deținuți și misiunea ta a fost să duci această lumină, parafrazez. Am aici poezia, dar nu vreau să o citesc acum, decât dacă veți dori la momentul întrebărilor. Vintilă Horia, o mare personalitate, iarăși, a neamului românesc. O personalitate prigonită, după cum știți, acum 2 ani i s-a retras titlul de cetățean de onoare al localității Segarcea. Iar autoritățile românești au permis acest lucru, din păcate. Nichifor Crainic a avut ucenici, după cum vedem, în mai multe domenii ale vieții. Viața culturală, în domeniul teologic, fiind o personalitate cu multiple calități. Cine citește memoriile sale are senzația că este pătruns de o adevărată cunoaștere. Acea cunoaștere, acel adevăr care ne face liberi, pentru că
Nichifor Crainic considera că acest neam nu poate fi slujit decât de un naționalism înnobilat de creștinism. Pentru crezul acesta a suferit și este marginalizat, din păcate, în continuare, pentru că nu a fost complet reabilitat, după cum spunea și a fostul deținut politic Remus Radina. Da. Alte lucruri, ar fi multe de spus despre Nichifor Crainic, însă timpul este limitat. Da, opera sa teologică de căpătâi sunt cursurile de mistică ortodoxă, numită, definită de acesta ca știința îndumnezeirii omului. În seminar și în facultate, Nichifor Crainic simțise o adevărată secetă sufletească pentru că nu existau cursuri despre viața duhovnicească. Prin urmare, a luat hotărârea să caute o modalitate de a fi contemporan, cum se exprima el, contemporan cu Iisus Hristos. Și a dat seama că numai prin mistica ortodoxă se poate întâmpla acest lucru. Știința curățirii, a iluminării și a îndumnezeirii omului, practic această învățătură de care vorbesc părinții filocalici. O altă carte importantă a sa este Nostalgia Paradisului, cursul său de apologetică ortodoxă. Volumele sale de poezie și opera sa publicistică, o operă vastă. Încă nu s-a publicat în volume, însă cel care se va ocupa de lucrul acesta va avea mult de muncă pentru că a colaborat la foarte multe reviste culturale și foarte multe ziare. Și cel care va citi articolele acestea își va da seama de similitudinele între Mihai Eminescu și Nichifor Crainic. Numai că Nichifor Crainic a avut și această viziune mistică ortodoxă pe care a reușit să o transmită prin acest curent gândirist, cel mai important curent cultural-artistic din perioada interbelică. Opera sa poetică carcerală este foarte importantă pentru că a salvat vieți, iar Monica Lovinescu spunea că Nichifor Crainic merită să fie reabilitat și merită să fie reconsiderat pentru această operă care a condus la salvarea vieților celorlalți deținuți. Poate că el ar fi putut să, după 1944, să fugă din țară și să se refugieze în Occident, pentru că avea numeroși prieteni. Însă a mărturisit că nu a plecat pentru că considera acest lucru a fi o trădare. Cu toate că după ieșirea din temniță a colaborat la ziarul Glasul Patriei, autoritățile nu i-au publicat opera, cu toate că operele de căpătâi ale altor fugari, să spunem, refugiați în Occident, erau publicate în perioada respectivă. De asemenea, suferea foarte mult pentru că, neputându-și exercita vocația sa, era un permanent chin sufletesc pentru el. E ca și cum unui profesor nu-i dai voie să predea, ca și cum unui părinte nu-i mai dai voie să slujească, cum a fost cazul părintelui Arsenie Boca. În 1900 avem câteva fotografii pregătite. În 1969, când am primit 80 de ani, prietenii săi au organizat o seară specială la restaurantul Bucur din București. Printre invitați s-au numărat părintele Dumitru Stăniloae, Ion Petrovici, regizorul Alecu Croitoru, Radu Gir, prietenul său. A fost o strânsă prietenie între ei, atât înainte de
perioada de închisoare, cât și după aceea, până în ultimele clipe ale lui Nichifor Crainic. Radu Gir s-a săvârșit ulterior. Fica lui Radu Gir a cândat în Coroana Patriarhiei Române. Aceasta este fotografia, în 1969. Da, în stânga, Părintele Arsenie Boca, în costum civil, după cum știți, în 1959, înainte de aplicarea decretului 410, Părintele Arsenie, printr-o nedreaptă hotărâre, a fost scos din mănăstire. Nu este adevărat cum se vehiculează că el ar fi părăsit monahismul de bunăvoie și așa cum am arătat și am publicat documentul respectiv, în 1958, Alexandru Drăghici a elaborat acel raport care a fost prezentat de către reprezentantul cultelor, Dumitru Dogaru, în ședința Sfântului Sinod din 1958 și a obligat practic pe părinții din Sfântul Sinod să accepte hotărârile pe care Drăghici le transmisese, însă îi sugerase să nu cumva să se afle că în spatele acestei hotărâri, acestui decret, se află securitatea și astfel încât întreaga responsabilitate să cadă pe umerii bisericii. În 14 mai 1959, Părintele Arsenie a primit ordin de la Episcopia Radului, care îi se spunea să părăsească mănăstirea conform hotărârii Sfântului Sinod și să îmbrace un costum civil din banii pe care îi va primi de la Episcopie. Acesta a fost un moment tragic pentru Părintele Arsenie, pentru că nu a putut să-și mai exercite vocația sa monahală, sau mai precis să se afle în mănăstire. După cum știți, în următorii 30 de ani a fost marginalizat. De aceea există, să spunem, acest pelerinaj intens la mormântul său, pentru că părintele a respectat voturile monahale, făcând ascultare de autoritățile bisericești și ducând o viață monahală în anonimat. Dar s-a ocupat cu pictura. După cum știm, absolvise Academia de Arte Frumoase, unde îl trimisese mitropolitul Nicolae Bălan în 1933 și cu această ocazie îl cunoscuse pe Nichifor Crainic, sau audiază cursurile Nichifor Crainic, care îi deschid calea către desăvârșire. În anii 50, părintele Arsenie are de gând să picteze Biserica Prislopului și ia legătura cu Comisia de Pictură a Patriarhiei Române. Printre maestrii săi s-a numărat și inclusiv maestru Gheorghe Popescu, care a pictat Catedrala din Constanța, un mare maestru al picturii bisericești. În 1955, Părintele Arsenie a pictat alături de acesta și a făcut practica pe șantierele catedralei din Galați. După scoaterea din mănăstire, să închei cu Părintele Arsenie, după cum știți, Patriarhul Justinian l-a luat sub ocrotirea sa și a desfășurat o activitate la atelierele Patriarhiei Române de la Schitul Maicilor, iar în 1967 a pictat Biserica de la Drăgănescu și în paralel îi îndruma pe cei care îl căutau și îi cereau sfatul. În 1971 Nichifor Crainic merge la Drăgănescu și cu un an înaintea morții sale și îi lasă o scrisoare Părintele Arsenie care îi apreciază opera iconografică, mărturisind că biserica de la Drăgănescu iradiază lumina Raiului. Astfel că un mare maestru a apreciat opera ucenicului său, opera artistică. Aceasta este o icoană pe care Părintele Arsenie a dăruit-o lui Nichifor Crainic, probabil cu ocazia
acelei aniversări, în 1969, icoană mai puțin cunoscută pe care am descoperit-o în, în apartamentul lui Nichifor Crainic, din strada din Nicu Golescu, unde a locuit în ultimii 10 ani din viață. Mai sunt și alte imagini. Nichifor Crainic în 1971. Aici cei doi ucenici ai săi, lucrând la Filocalie, părintele Dumitru Stăinoa și părintele Arsenie, în 1944 la Sibiu. Coperta Filocalie, realizată de părintele Arsenie Boca. Aici este numărul din ziarul Calendarul, când acest ziar a împlinit un an. Printre colaboratori, mai jos, în partea dreaptă, vedem pe marele filozof Emil Cioran și alți colaboratori pe o altă, într-o altă fotografie. Aici este echipa completă a ziarului Calendarul. Dragoș Protopopescu, Radu Dragnea, Nicolae Crevedia, Toma Vlădescu și mulți alții, părintele Dumitru Stăniloae, teologi precum Petre Vintilescu și Teodoren Popescu, Ioan G. Savin a colaborat la acest ziar redutabil, suspendat din ordinul forțelor potrivnice. Da. Aici, în 1969, alături de părintele Stăniloae în spate și marele filozof Ion Petrovici, ucenic al lui Titu Maiorescu. Aceasta este o fotografie pe care am descoperit-o în arhivele CNSAS. Este poza de buletin în 1944, când Nichifor Crainic l-a întâlnit pe primarul din satul Gălănești, din Rădăuți, și a cerut acestuia să-i întocmească un buletin fals care să-l ajute să călătorească prin Ardeal. Astfel că și-a luat numele de Ion Vladimir Spânu, ce avea meseria de negustor de cherestea. Cu acest buletin a călătorit timp de 2 ani și jumătate prin satele din Ardeal, însă n-a fost nevoie să-l folosească. Și cu toate că era deghizat și a pus ochelari din sticlă groasă și și-a lăsat barbă, camuflându-se astfel, și-a dat seama că oamenii și foștii săi studenți îi poartă o amintire frumoasă și nici de cum nu l-acuzau cum au făcut în 1945 în procesul ziariștilor, când acuzatoarea public Alexandrina Sidorovi, soția lui Silviu Brucan, l-a acuzat de dezastrul țării și din această cauză a fost urmărit, a fost închis, alături de alți ziariști naționaliști, pentru că odată cu instaurarea trupelor sovietice, după 23 august, cu venirea armatei sovietice și venirea consilierilor sovietici, primii vizați au fost, bineînțeles, ziariștii naționaliști, pentru că aceștia reprezentau o forță care se opunea instaurării comunismului. Cel mai ușor este de manipulat prin presă, după cum vedem și astăzi, când mass media practic promovează neadevăruri, mistifică adevăruri și non-valori. Nu este o presă, este, din păcate, cu unele excepții, bineînțeles. Aceasta este coperta revistei Gândirea, despre demoftilie, iubirea de popor. Crainic nu credea în democrație și credea în demofilie, care este cu totul altceva. De asemenea, el a elaborat un program de guvernământ numit Programul Statului Etnocratic, pornind de la crezul
mentorului său, Nicolae Iorga, o România a românilor și numai a românilor, fără imixtiuni ale forțelor străine care destabilizează, practic, aici este alături de echipa de la revista Sfarmă Piatră. Echip Orcaenc este în partea stângă jos, cum vedem, al doilea. În mijloc este marele academician și scriitor Ioan Pretescu Voinești, autorul celebrei novele Puiu. Nicolae Crevedia, în spatele vedem pe Vintilă Horia, cel care a primit în Franța premiul Goncourt, însă securitatea românească împreună cu forțele de stânga din Franța i-a organizat o campanie de denigrare, astfel încât acesta nu și-a mai ridicat premiul. Și ceilalți colaboratori, această presă a fost, odată cu dispariția acestor ziariști, a dispărut presa liberă din România interbelică. Aici este alături de fica sa, Furtuna Ioana, o doamnă distinsă, care coresponda cu Lucian Blaga. Din păcate, această corespondență s-a pierdut pentru că atunci când Nichifor Crane s-a aflat în pribegie, a fost nevoită să se refugieze din casa în care locuia, iar un vecin a luat această corespondență și s-a încălzit într-o iarnă cu aceste hârtii, pierzându-se astfel niște comori ale românismului. În încheiere, am pregătit un interviu necunoscut pe care fiica sa, Furtuna Ioana, l-a luat Nichifor Crainic în 1968 pentru în care vorbește despre principalele sale crezuri și rămâne ca un testament pentru noi. Nu durează foarte mult și vă invit să-l ascultați.